A devenit deja o tradiție ca de 1 iunie primăria Slatina să le ofere tuturor copiilor din oraș multă bucurie și distracție. Parcul Tineretului a fost astăzi locul în care cu toții au sărbătorit inocența, curiozitatea și bucuria pură a micuților. La eveniment a fost prezent și primarul Emil Moț alături de familia sa. Avem peste 30 de ateliere cu diferite lucruri pe care copiii poate să le facă. Avem ateliere de pictură, de tâmplărie, de ateliere medievale, de tras cu arcul. Extraordinar de multe lucruri pe care copiii noștri poate să le facă de 1 iunie în Parcul Tineretului. La mulți ani tuturor copiilor și să râdem cu ei și să avem o vară frumoasă alături de copiii noștri. Indiferent de vârstă, slătinenii s-au bucurat și distrat împreună cu cei mici la toate cele 38 de ateliere amenajate în parc. Sunt foarte mulți copii și foarte multe chestii amuzate aici. Ce ți-ai pictat pe față? Sonic. De ce Sonic? Că sunt rapid. Am înțeles. Și puternic. Și ai mai fost și pe alte corturi, pe alte standuri? La care? La poliție, da. La jandarmerie. Cum petreceți ziua de 1 iunie? Ca niște copii fericiți. Ne bucurăm. Cum îi simțiți pe copii? Foarte implicați, mult mai mulți ca anul trecut. E mult mai frumos cu muzica. E extraordinar. Și vremea ne ajută. Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim domnului primar pentru organizație. Și tuturor cei care au organizat, care s-au implicat. Sunt importante astfel de activități pentru copii. Perfect. Mai mult de atât nu se putea mai bine. Foarte important. Toți trebuie, avem un suflet de copil, chiar dacă suntem mai în vârstă, mai tine, trebuie să avem un suflet de copil. Petrecerea de 1 iunie s-a desfășurat până la ora 14, Parcul Tineretului fiind gazda a mii de copii de toate vârstele.